Salut, sunt Vlad Codreanu. Mai întâi de a începe, vă aduc aminte să nu uitați să distribuiți acest video și să vă abonați la canal. Se pare că deja ai văzut că noi ne-am schimbat înspre bine. Desigur, creștem, dragi abonați, creștem. Dar un lucru e cert, mereu va fi o schimbare și mereu spre bine. Noi ne-am extins, avem și rubrica Vloggerul pe teren. Și în acest vlog, vloggerul pe teren este rapperul Cristi, care la fel a pregătit ceva haios, în special pentru voi. Și vreau să-i mulțumesc mult și cameromanului Igor Lupu. Igor, mulțumesc! Rodina tibea nicăgda ne zabudit! Dar mai întâi de toate vreau să vă zic că la întrebările pregătite pentru colegii mei sunt niște răspunsuri foarte haioase și superbe. Bravo, dragi colegi! De fiecare dată sunteți cei mai bravo, pentru că nu vă dați bătuți, ca unii care nu numai că nu pot cânta, dar nici a vorbi nu pot, desigur. Nu voi da nume, dar în vlog unii nu vor mai apărea pentru că sprea căcăcioși și orgolioși, așa că așează-te confortabil și bucură-te de vlog. De ziua internațională a umorului, râdem și noi pentru cine mai rămas să facem. Bine ați venit! Domnul Nicolae, există vreun medicament care elimină mirosul de ceapă? Există, usturoiul. Corect. Cum se face întreruperea de sarcină la găină? Căstrăm cu coșul. Se ridică de pe ouă. Care este dezavantajul unei lupe? Unei lupe? Lupă. De a mări și de a vedea cât mai mare e miliardul nostru furat. Mărește, dar să știi că nu întărește. Care an durează numai o zi? Un an durează o zi 2016-2017. Și cum se numește? Anul nou. Anul nou. Prin ce se deosebește ariciul de aricioaică? Aricioaica are păr la pânce, dar ariciul pe spinare. Ariciul are o țeapă în plus. Are o țeapă în plus. Prin ce se deosebește un om de o cămilă? Că la bătrâneță amândoi au câte două gheburi sau cocoaș. Cămila poate să lucreze o săptămână fără să bea, iar omul poate să bea o săptămână fără să lucreze. 100% de acord. Cum scufunzi un submarin rusesc? Îmbieți echipajul și capitanul și îl înfunzi. Răspunsul este simplu, îl bagi în apă. Îl bagi în apă. Ce e roșu și vine regulat? Roșu și vine regulat socialismul. Moș Crăciun. Când va începe foamea mondială? În 46 a fost foamea, în 85 setea, la sfârșitul lumii, cred că. Când vor începe chinezii să mănânce cu lingura?
Și ultima întrebare, care este în zilele noastre cea mai obișnuită formulă de cerere în căsătorie? Te urci pe scenă ca chertoacă și o cer de soței în de ziua limbii naționale. Răspunsul corect, Dumnezeule, să nu-mi spui că ai rămas însărcinată. Așa ai drept. Mulțumesc. Să fiți sănătoși. Doinița, există vreun medicament care elimină mirosul de ceapă? Medicament care elimină mirosul de ceapă? Nu știu așa ceva, dar de ce trebuie să-l elimine? Ceapa e miros frumos. Există usturoiul. Adică e mai puternic decât ceapa. Okay, am înțeles. Cum se face întreruperea de sarcină la o găină? Nu se face, în natură nu există așa lucruri. Păi uite, găina doar te pune pe ouă, da? Și el îi clocește. Da. Dar și cum se face întreruperea? Cum se mai clocează? Nu faci... Ei, cum? Te ridică de pe ouă. Cine? Tu duci, găina. Găina? Okay. Care este dezavantajul unei lupe? Ce? Dezavantajul unei lupe? Dezavantajul unei lupe. Nu știu. Mărește, dar nu întărește. Tu ce vrei să fac o lupă? Lupa pentru asta e construită. În general nu e haios. Păi mărește, dar nu... Și ce vrei să tărească o lupă? Nu înțeleg. Care an durează numai o zi? Anul fericirii. Anul nou. Prin ce se deosebește ariciul de aricioaică? Nu știu, amândoi au acele, amândoi sunt ușei. Genul masculin și feminin. Ariciul prost pur și simplu mai are o țapă în plus. Gen, măi, gen. Prin ce se deosebește un om de cămilă? Un om de cămilă? Sunt mai multe lucruri care face parte diferit omul de cămilă. Dar Vlad, tu mă speri cu întrebările tale. Sunt două care, la concret, tot zice că eu sunt de acord. Bine, ok. Hai, omul n-are, cum se numește mai? Gheb? Da, ghebul de cămilă, corect. Răspunsul corect, cămila poate să lucreze o săptămână fără să bea apă, okay. Iar omul poate să bea o săptămână fără să lucreze. Cum scufuzi un submarin? N-am încercat niciodată. V-ați încercat să faceți asta? Interzis copiilor. Simplu, îl bagi în apă. Dar ei așa vlași să-l bagi în apă, submarin. Ce e roșu și bine regulat? Ce roșu și bine regulat? Nu știu ce? Corect? Serios? E roșu, nas, e roșu și bine întotdeauna. Când va începe foamea mondială? Eu sper că nu o să înceapă vreodată, pentru că dacă o să fie foame, te-o să fie război. Nu există o explicație. Da? Ce? Da. Când chinezii o să înceapă să mănânci cu lingurile. Ai vedere că o să mănânci mai mult sau ce? Ei doar mănânc cu biețele. Da, am înțeles. Dacă să mănânci cu lingurile, să mănânci, o să mănânci mai mult. Da. Care este în zilele noastre cea mai obișnuită formulă de cerere în căsătorie? Cea mai obișnuită formulă în zilele noastre? Poate, măi, vrei să fii soțul meu? Poate Petre să mai îndrăzneți, nu știu, în zilele noastre. Dumnezeule, să nu-mi spui că ai rămas însărcinată. N-am putut să-mi trec asta prin cap, sorry. Doinița, îți mulțumesc. Da, cu mare drag, nu știu de unde el scoate întrebările astea, nici nu știu ce are omul ăsta în cap, sub perucă. Nu-i perucă. Poți să trăi peruca să zic ce acolo? În cauza că cred că scrie. Domnul Iurie, există vreun medicament care elimină mirosul de ceapă? Da, există. Care e? O ceapă mare, mare. Este usturoiul. Nu, usturoi elimină miros de usturoi, după cât știu eu. Da. Cum se face întreruperea de sarcină la o găină? Of, Doamne, n-am avut treabă cu găinile. Se ridică de pe ouă. De pe care?
Care îi clășește? De cui? Achei, acaini. Când puneți întrebarea la plural, la singular, eu vedeți că intră într-o fază așa rușinoasă. Prin ce se deosebește ariciul de aricioaică? Pentru ce că el întotdeauna e deasupra. Toți care are ghimpi aricioaică. Ariciul are o țeapă în plus. Are. Prin ce se deosebește un om de o cămilă? Printre aceea că omul uneori când are probleme se oprește, dar cămila, indiferent de probleme, merge înainte. Răspunsul corect este că o cămilă poate să lucreze o săptămână fără să bea apă, iar omul poate să bea o săptămână fără să lucreze. Moldovenii pot să bie jumătate de ani fără să lucreze. Cum scufuzi un submarin? Foarte simplu. El are un șurub de sub acolo și te duci sub submarin, așa, dezvârți șurubul acela și iese bulbuș din trebuie să-și duci la fund. Dar mai simplu, îl băgăm în apă. Nu, dacă îl băgăm în apă, dar la care adâncime? Când va începe foamea mondială? Foamea mondială o să înceapă atunci când toți oamenii de planetă se vor face foarte grași. Eu zic că când vor începe chinezii să mănânce cu lingura. Dumnezeu să ne ferească. Dumnezeu să ne ferească, n-a să ne ajungă nică. Nică dacă mănânc și aici de un miliard și ceva. Care este în zilele noastre cea mai obișnuită formulă de cerere în căsătorie? Da, eu știu. Cerere în căsătorie astăzi, eu de cum am depășit cea mai obișnuită, adică cea mai obișnuită? În, practic în fiecare zi. Mercedes ai? Eu aș zice că, Dumnezeule, nu cumva ai rămas însărcinată? Nu, asta nu-i problema. Asta e în fiecare zi, practic. Asta nu-i problema astăzi. Eu vă spun care e. Mercedes ai? Vă mulțumesc. Curge-i sporul, greul răsare, acolo pe unde trec urmele tale. Pădure, dorul desca o iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. Pădure, dorul desca o iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. De mine s-o amorezat și-mi zice, fata, știi ceva? Ia vino în Italia, Suzana! Doamna Suzana, există vreun medicament care elimină mirosul de ceapă? Cred că usturoiul. Da, corect. Cum se face întreruperea de sarcină la o găină? Cred că atunci când faci ouă. Nu, păi cum se face întreruperea de sarcină? Păi dacă au făcut ou, înseamnă că e gata, caută iar întâi cu coș. Nu, n-ați înțeles. Cred că îl întrebăm pe Hodină, că el știe mai bine. Căstrăm cu coșul. Eu vă spun, răspunsul este se ridică de pe ouă. Păi dacă găina stă pe ouă, ea le clocește. Da? Adică asta deja este sarcină. A, logica. Logica, da. Păi am zis că sunt întrebări de logică, corect. Cu răspunsuri se... amuzante. Da. Adică când se cloșca, când se ridică de pe ouă pe care le clocești, ele se răcesc, da, și... înseamnă că ea da. Părțită. Care este dezavantajul unei lupe? Fiindcă prin lupă lucrurile se măresc și de cele mai dese cazuri te sperii de ce îi jivezi. Răspunsul, lupa mărește, dar nu întărește. Nu, asta e iar de întărește, trebuie să adresăm la Hodină. De a mări și de a vedea cât mai mare e miliardul nostru furat. Prin ce se deosebește ariciul de aricioaică? Nu pot, nici așa nu pot. Nici logic și nici ilogic nu pot răspunde. Ariciul are cu o țeapă în plus.
Iar de întâi la hodină. Aricioai care păr la, la pânce, dar are și spinare. Ce e roșu și vine regulat? Moș Crăciun? Corect! Bravo! Care este în zilele noastre cea mai obișnuită formulă de cerere în căsătorie? Te vreau fa. Felul ăsta, altfel cum? Vă mulțumesc mult, doamna Suzana! Oaie verde și un dudăr, oaie verde și un dudăr, s-a aflat la mojile măi. De codreana acela rău, de codreana acela rău, care omblă prin ponoare, prin potice fără soare, cu sărică buțănească și căciula țurcărnească, nimeni să nu-mi cunoască mai. Multe mândră sprintele, acel voinic, cel voinicel. Aie și pornea Codrean prin codru, și pornea Codrean prin codru, pornea Codrean în șuie rândă, pornea Codrean în șuie rândă, cu murgul sub el gemână. Norocă, norocă! Și face. Cum da? M-ai chemat în seamă și m-a ajutat. Da. Well, am văzut un câine nou. Știi? Dânsul. Așa l-a... Dar dacă îți spui, el știu e cum e. Așa l-a lui Igor Cuciuc, care e 99, în pomieni. Nu l-am auzit. 99 de pomenii, nu l-ai auzit? Nu l-am auzit, ei. 99 de pomenii lângă mine am, 99 de pomenii într-un moldovan. Băi, am o idee. Hădem la lume, pe stradă, zem și să vedem dacă știu când știu. Hădem, duci, hădem. Să, hădem. O apărut hitica nu, în televizor. Voi da-mă pe tot. Ha? Au apărut, dar știți pe Igor Cuciuc? Igor Cuciuc, am știți? Băi, ați mâncă și voi. Dacă el a scris că ăsta, 99 de pomeni. Știți când da. E Paște a mâncă care a apărut? Care, da? Hai să cântăm în doi, vreți? E ca aici la televizor. Da. Cântăm în doi. 99 de pomeni lângă mine am, 99 de pomeni dintr-un moldovan, dintr-un 99, eu pomana ridicat. Hai măi, eu știu măi, chemați-mă venine, dragi spectatori, vreau să vă zic că începând de astăzi, Igor Cuciuc nu cântă numai la nunți cu mătrii, dar și la praznici, și dacă și nu. Colegii mei de regie, dacă am spus de clas, dacă s-au văzut de când cu 99 de pomeni, de parte. Alo, Igor Cuciuc, am zis? Nu? Acum, e ca el spune că este așa cântăreț. 99 de pomeni. Ia să cântăm împreună. 99 de pomeni lângă mine am, 99 de pomeni dintr-un moldovan. Răspundeți la întrebare, hai nu știți să-i așa de râu. Dacă ți-a plăcut acest vlog, abonează-te la canal, apoi apasă pe clopoțel ca să fii mereu la curent și printre primii care vor vedea vlogurile. Pentru vlogul următor v-am pregătit ceva super tare. Așadar, pa, 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 până săptămâna viitoare!